should be mean. Nicu Rusu, 18 ani, Chișinău, rock. Bravo, Nicu! Felicitări! Mi-a plăcut ceea ce am auzit, mi-au plăcut melismele pe care le-ai făcut, mi-au plăcut înaltele. Doar că ai un pic grijă la aceste înalte, mai ales cum se termină ele pe final de vers și acolo unde le mai folosești, ai grijă și totodată ai grijă la trecerea de la notele de tonalitate joasă la cele de tonalitate înaltă. Acolo cred că mai e un pic de lucrat, dar bravo, există potențial și chiar mă bucur că am putut să ascult și un rock. Felicitări și mult succes pe mai departe! Continuăm cu Nicu Rusu, în vârstă de 18 ani, din Chișinău. Dragă Nicu, ai ales o piesă destul de grea, însă potențialul tău te-a ajutat să-i faci față. Țin să te felicit pentru interpretarea ta, poate aș mai lucra puțin la pronunția în limba engleză și, bineînțeles, la interpretare. Dar cu multă răbdare și cu multă muncă, totul se poate rezolva. Mult succes și felicitări! Trebuie să caracterizez concurentul nostru, Rusu Nicu, care vine din Republica Moldova și prezintă o piesă pe cât de
delicată, pe atât de dificilă de interpretat, îl voi prezenta spunând că Nicu aduce în concurs două ingrediente aproape indispensabile pentru a ajunge la marele succes. Este vorba de talent și curaj în egală măsură. Piesa prezentată este o piesă foarte, foarte dificilă, cu emisii ușor perturbate de la un registru la altul, dar consider că pentru o voce în formare aceste mici emisii sunt aproape admisibile. Ești pe drumul cel bun, dragă Nicu, ai încă mult de muncă, dar sunt sigură că continuând așa vei reuși să ajungi la marele succes. Ți-l doresc din toată inima. La revedere!